Am ajuns la peste 30 de ani de independență. Prima, omul astăzi n-are la cine să ducă să plângă. Azi omul n-are unde să ducă să jălui, cum spune la moldoven Gheorghe, înțelegi? El n-are unde. Omul, când se duce la poliție, omul n-are încredere. Omul merge în judecat, încredere și e mai puțină. Oamenii nu mai cred în statul Republica Moldova, ca să nu le numerez eu pe toate, înțelegeți? Azi omul înțelege că el de când se naște la Rudom trebuie să aibă un 50 euro în mână. Când pleacă la școală, încă și mai mult ușor. Așa, și ce propuneți dumneavoastră? Eu propun unica soluție pentru Republica Moldova, că doar o dictatură sănătoasă poate schimba lucrurile. Noi astăzi avem o republică parlamentară. O republică parlamentară? Ce înseamnă republică parlamentară? Republică parlamentară asta când peste 30 de ani noi avem un parlament care tipa decidităt, spre exemplu, numirea prim-ministrului. Cine o face, domnul Gonță? Parlament. Haideți să amu pe bune, cei care m-a privit și ceva înțelegeți în politică, mai mult, mai puțin, spuneți-mi, vă rog, voi pe bune credeți că deputații în Parlament stau și decid cine o să fie prim-ministru? Noi am avut vreun prim-ministru discutat pe bune în Parlament? Gheorghe, tu ca jurnaliști ții minte, puteți. Care prim-ministru, într-adevăr, a fost discuții în Parlament? Propui un partid pe unul, pe altul sau trei, haideți să discutăm. La noi când erași conform legii, când la noi Parlamentul aregea și președintele țării, era și ești pornografie. Că ți aduc aminte, conform procedurii trebuia să fie doi. Și a doilea îl punea un șlang, de atâta procedura prevedea asta. Prevedea ca să fie doi candidați. Ți-ai minte? Dar candidatul era clar. Și nu contează cum îl chema. Nicolae Timofti, ori altcineva. Înțelegi? Vă băi, voi așa vreți trăiesc. Încă o dată, într-o țară parlamentară, ei sunt mulți, dar nimeni nu răspunde nimic. Asta cum asta în șic se construiește, ca cum îi zic eu, colectiv în remont. Parlamentarismul este un lucru foarte bun. Numai că noi suntem departe de parlamentarism, încă mai departe decât ca să ajungem în UE, ca să înțelegi, pe bune. Parlamentarismul moldovenesc, menționez, nu cel din Marea Britanie și alte țări dezvoltate. Parlamentarismul la noi ce înseamnă? Asta înseamnă că șede 101 deputat, 80% din care în timp de un mandat nu deschid gura niciodată și prindeți doar în Viber, WhatsApp, cum îți votează. Înainte era mai greu că le trimite foaia. Știi cum? Cum înainte trimiteai tu din prima bancă la școală în ultima, înainte trimiteau, că nu exista o telefonie care o avem astăzi, înțelegi? Să-și mai șoșoteau. Prostul le spune, da, ori nu, ori vă zdirjeți. Așa era la noi de prins, înțelegi? Amu, din ăștia 80% de deputați, unul a devenit deputat că e persoană văzută la dânsul raion. Altul a devenit deputat și încă o dat bani pentru asta, că să aibă pașaport diplomatic și să vină cu numere pe Parlamentului când vine la Blăjini acasă. Altul devine deputat de atâta că trebuie să-și protejeze o afacere și era în război cu concurență și dădea nu așa cum dădeau alți 400-500 de mii, dar dădea 1.000.000-2 ca să ajungă deputat în Parlament ca să răfuiască concurență. Rebeata, asta e o stână, nu vă supărați de voi. Noi am avut persoane foarte demne. Începând cu primul parlament, sunt oameni curați și în parlamentul de astăzi. Nu stăți așa, Gheorghe. Dar am spus cu 80% însă cei care au făcut la noi în țară un fel de colectiv de remont. Cum se întâmpla? Când nimeni de nimic nu răspunde și nimeni n-are idei ce se întâmplă. Asta cum, spre exemplu, când vin 10 meșteri, toarnă fundamentul. Dar nu s-o gândit că din tăi statul ăla trebuie de săpat, de pus trambovcă, de făcut geodezie, de văzut și de gata, vine tot turnat beton. Alții vin din urmă, îi dau srazu cu cotilețul, ori cu pinul blocurile. Vin alții încep a pune electrica. Pe urmă vin a patra grupă, zici că nu, cotilețul este levă, dă să-l scoatem, spunem caranedă. Pe urmă ieși, spune șifer. Vine alt grup, zici că nu, șiferul ăsta nu e bun, dă să-i punem meacă acrovlea. S-a pus meacă acrovlea, deasupra lui s-a pus o metală cerepiță. Pe urmă zici că nu, trebuie să stricăm tot că am uitat să facem bazinul în podval. Înțelegi? Deci asta e o țară în care nimeni de nimic nu răspunde. Propun
Astăzi două lucruri foarte simple. Dictatura ordinii în interesul statului și dictatura care să fie în interesul cetățenilor, înțelegi? Adică nu putem noi din asta să ieșim. Nu putem. De atâta că într-o republică prezidențială, despre care eu vorbesc și insist că asta e unica formă să scoatem țara din noroi, o persoană răspunde de tăti. Azi Maia Sandu îi place ceva? A, asta eu o făcut. No, eu n-am treabă cu ce face guvernul, n-am treabă ce face, ce face parlamentul. Și așa a făcut tot ăsta. Și Dodon, și restul tăți pe care noi am avut.